Sărbătorirea Zilei Internaționale a Ocrotirii Copiilor, marcată pe data de 1 iunie, a demarat de astăzi în orașul Glodeni. Sub genericul Pe pământul mare, un copil, o floare, s-au cântat, s-a recitat poezii în cinstea copilăriei. Manifestările dedicate sărbătoririi zilei de 1 iunie au fost organizate astăzi de către colaboratorii Bibliotecii pentru Copii din orașul Glodeni, cu participarea elevilor de la grădinițe, elevilor claselor primare, dar și profesorii acestora. Цель этого мероприятия – развлечения, игры. Это тоже типа того, что мы заканчиваем школьную программу вместе со школой и включаемся в процесс, летний процесс отдыха детей. Ziua copilului este un prilej de a sărbători copilăria, de a oferi sprijin copiilor, de a inspira comunitatea și familia noastră, de a aprecia și a iubi copiii și, de ce nu, de a-i pregăti pentru un viitor sănătos, fericit și plin de succese. Astăzi aceștia au cântat, au recitat și au dansat, toate acestea pentru a marca cea mai așteptată sărbătoare a anului pentru micuți. Tu numai lângă dânsul ai casă și ai plai. Copilul nu e în stare de niciun mic păcat, de tot ce se întâmplă, dar tu ești vinovat. Și copii sau 1000 de izvoare, până mii de sărbătoare, ore de liberi și vii, cei mai fericiți copii, casă, școală și uzină, pota cerului semină, cântece de ciocârlii, cei mai fericiți copii. Indiferent de locul în care este sărbătorită ziua de 1 iunie, cu toții ne regăsim printre copii. Activitățile organizate în cinstea micuților ne-au arătat încă o dată importanța acestei zile. Distracție, bucurie, zâmbete, premii și jocuri, toate acestea pentru o zi realmente specială. Pentru mine, ziua copilului înseamnă o fericire, o bucurie, că ziua copilului este ceva important pentru mine. Ziua de 1 iunie pentru mine este foarte importantă. Mă interesează aici că sunt concerturi multe și ieșim în vacanță. Înseamnă fericire că toți copiii se distrează și este foarte bine că e 1 iunie. Ce le dorești tu la copii din întreaga lume? Să aibă sănătate și părinții să îi ocrotească. 1 iunie înseamnă pentru mine libertate, nu? Eu îmi doresc de 1 iunie ca să fiu sănătoasă și părinții mei să fie sănătoși. Și mai doresc încă să primesc tot o păpușă. 1 iunie, ziua internațională a copilului, ziua în care fiecare dintre noi redevine copil, își reamintește de propria copilărie și poate o retrăiește prin ochii propriului copil. Este o zi specială pentru toată lumea, așadar trebuie cinstită ca atare și cum se face asta cel mai bine decât mergând alături de copilul tău la diferite evenimente organizate pentru ei.